Ascultați Radio Iisus pentru toți. Cântați Domnului voi cei iubiți de El, măriți prin laudele voastre numele Lui cel Sfânt, scrie David în Psalmul 30, versetul 4. Regele David, el însuși un mare cântăreț, ne îndeamnă în cartea psalmilor să-i cântăm Domnului ca semn de iubire față de El. În lumea evanghelică românească au apărut sute de așa numiți artiști de muzică creștină. Noi însă ne vom focusa pe două tipuri de cântăreți. Cei consacrați, care pe lângă că au avut sau nu posibilitatea să studieze muzica, au avut o viață de slujire închinată Domnului. Mulți dintre ei, deși au părăsit țara natală, nu au uitat modul în care Dumnezeu li s-a revelat și au primit Evanghelia, rămânând evlavioși în activitatea muzicală. Cântăreți precum Nicu Wagner, Puiu Chibici, Frații Groza, Gabi Gorcea, Gabi Luț, Ligia Bodea sau Marius Livanu. Cei mai tineri din Noul Val nu s-au abătut de la muzica duhovnicească, deși au acumulat studii și experiențe muzicale la conservatoare de muzică de top din România și chiar din străinătate, ei au rămas să ducă mai departe muzica pentru suflet, nu zgomotul. La Radio Iisus pentru toți vom asculta melodia ale grupului Speranța, grupul Continental, Cătălin și Ramona Lup, Emma și Cristi Repede, Alin și Emima Timofte, Alin și Florina Jivan, Alina Havrisciuc, Narcisa Opriș, Andreea și Andrei Mois, Rebecca Ilea, fostă Avram, Teofil Pălincaș, Adi Gliga, Cătălin Ciuculescu, Dumitru Budac și alții. Să mulțumim Domnului pentru harul pe care îl avem prin accesul la muzica adevărată de închinare. Vă las cu un verset. Lăudați pe Domnul, cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui. Psalmul 149:1.